nici neapărat de lei. Nu îmi pică bine să văd pe lei în prezența unei alte femei sau că se îndrăgostește de altă femeie sau... Până la urmă, el e bărbatul cu care a stat în casă 4 ani. Ok, ne-am despărțit, dar nu e tocmai confortabil să văd în continuu, în mod repetat, el poeta sau ce se întâmplă acolo între ei. Hai să vedem filmulețul pentru Lavinia. Nu vreau să te mai țin pe jar. Nu să fii supărată. Nu mereu să fii supărată. Nu mereu să fii supărată. Că ești persoană... Doamne. Am făcut rău cuiva, fără să vreau, dar... Cui ai făcut rău? Ei. Nu ai făcut rău. Nu te simți prost pentru ceea ce simți. Dar nu mă simt prost pentru ceea ce simt. Mă simt prost văzând-o pe ea față în față, la distanța. Dar nu se simte. Cum crezi că m-am simțit eu? În momentul în care băiatul pe care o face fosta mea îmi face mitoc, face matur și mă face să mă simt prost. Știi ce mi-a demonstrat? Că este mai simplu și mie. Viața asta îți dă lecții, good or bad. This is life. Alright? Ești o persoană frumoasă, inteligentă, și aș putea să zic foarte multe, dar nu pot, că mă pierd. Însă aș vrea să te cunosc în totalitate, cu defecte și cu calități. La fel cum, cred că și te-ai vrea acest lucru. Ce drăguț! Ți-a zis și ție vreodată așa? Să știi că nu. Și la un moment dat am început să avem discuții despre lucrurile astea, cumva că noi ar trebui să facem, să cumva să ne spunem lucruri care să ne întărească, care să ne ridice în momente de genul acesta. Cu mine le-am făcut așa în ultimul timp, dar nu chiar așa, într-adevăr. Văd că am învățat una dintre lecțiile importante. Bine, hai să vedem următorul material, da? Deci ceva verde, mai ții minte faza cu ceva verde.